Iată care este tratamentul naturist pentru herpes. Acesta este o afecțiune pe termen lung a cărei transmitere se face prin contactul apropiat cu persoanele infectate. Herpesul este o infecție cauzată de virusul herpes simplex. Se remarcă prin prezența de vezicule grupate în buchet, umplute cu lichid situate la marginea gurii sau în jurul buzelor. Cum scăpăm de herpes peste noapte? Herpesul este o afecțiune urâcioasă, dureroasă și supărătoare care apare de obicei din cauza slăbirii sistemului imunitar. Când avem un sistem imunitar slăbit, virusul aflat permanent în organism iese din starea latentă și recidivează. Un remediu eficient împotriva herpesului bucal este usturoiul. Tot ce trebuie să faci este să cureți un cățel de usturoi, să-l toci mărunt și să aplici pe zona afectată. După 10 minute, clătește zona cu apă caldă. Este important să suporți usturimea pe moment. În cele mai multe dintre cazuri, herpesul dispare după acest tratament. În caz contrar, este necesar să repetați procedeul. Herpesul debutează cu furnicături, după care marginea buzei sau colțul gurii începe să ardă, iar apoi apare o erupție de vezicule mici transparente. Simptomele țin aproximativ 14 zile, timp în care pot apărea febră, stare de somnolență, durere în gât și scăderea poftei de mâncare. Pentru a grăbi retragerea herpesului, poți aplica o compresă caldă uscată. Umple o șosetă cu orez, încălzește un cuptorul cu microunde și aplică-o pe zona cu probleme. Dacă faci astfel, vei reduce durerea și vei împiedica umflarea buzei, herpesul fiind grăbit să se retragă. Alte remedii naturiste pentru herpes. Dacă te confrunți cu această problemă dureroasă și supărătoare din punct de vedere estetic, ai putea să încerci următoarele remedii naturiste. Prepară o pastă din bicarbonat de sodiu, aplică-o pe herpes și lasă-o să se usuce. Pasta va ameliora senzația de mâncărime și va usca herpesul. Aplică peste herpes o compresă rece sau un cup de gheață învelit într-un prosop curat. Nu pune gheața direct pe zona afectată, pentru că este posibil să ardă pielea. Un alt remediu pentru herpes este vitamina E. Ce trebuie să faci este să spargi o capsulă de vitamina E uleioasă și cu ajutorul unui bețișor să aplici uleiul pe leziune. Lasă vitamina E să se usuce și repetă operațiunea de mai multe ori pe zi. Relatează sursebune.com.